Bună seara, dragii mei telespectatori, iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. Am promis încă de la începutul acestei noi ediții că vom vorbi mult despre istorie, dar asta nu înseamnă că noi nu avem capacitatea de a vedea ce a fost în istorie și ce este astăzi și de a trage concluzii. De săptămâna trecută am promis Săptămâna trecută am vorbit despre etnogeneză, despre cum s-a format poporul român. Așa, ca la lecție de istorie cu luor de notițe acasă și cu extemporale. Dar lejer, frumos, să ne mai aducem aminte așa că suntem români. Este an centenar, cum am mai spus. An centenar înseamnă că nu avem 100 de ani de când suntem români. Nu, sărbătorim 100 de ani de când s-a format România Mare. De când ne-am unit toți românii, sau aproape toți românii, sub aceleași granițe. România Mare, care mare parte din teritoriul avem și astăzi. Nu avem Basarabia, sudul Basarabiei, nordul Bucovinei și Cadrelaterul, pentru a fi acea Românie pe care moșii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri au făcut-o la 1918. Suntem, în schimb, mai uniformi, mai România e mai românizată decât atunci, ca să spunem așa. Pentru că în timp de 100 de ani s-au întâmplat multe evenimente. S-a întâmplat plecarea germanilor din Transilvania, s-a întâmplat o românizare uniformă datorită sistemului de învățământ, datorită administrației, s-a întâmplat plecarea evreilor, iarăși o comunitate importantă, pentru că, să știți, sunt și astăzi curente care spun România românilor. Și nu prea sunt de acord cu aceste lucruri, cu toate că sunt un naționalist, iubesc națiunea mea, iubesc poporul meu, iubesc țara mea, dar țara mea e așa cum este ea, cu toate minoritățile din ea, cu toți ceilalți care sunt diferiți de noi, dar sunt români. Nu putem fi exclusiviști. Dacă marea majoritate a poporului este ortodox, este ortodoxă marea majoritate, nu înseamnă că ceilalți care sunt de alte confesiuni sau alte religii nu sunt mai puțin români. Dacă noi suntem majoritari români, nu înseamnă că cei care sunt germani, maghiari, ruși, țigani sau romi, cum ni se spune mai nou, așa, political correct. Nu este niciun, nu o spun cu bătaie de joc. Așa au fost, dacă am fi, Ion Budai de Leanu a scris Romaniada, nu, a scris Țiganiada, deci clar că în vremurile alea se vorbea despre țigani. Și fără a-i înjura, spunând că sunt țigani. Și erau țigani. Și astăzi tot așa sunt. Dar am făcut o divagație cam mare. Turci, tătari care sunt prin Dobrogea și nu numai. Deci toți sunt români pentru că trăiesc pe acest teritoriu. În general vorbim limba administrației românește, chiar dacă poate ei acasă la ei vorbesc ungurește, turcește sau cum vorbesc. Plătim taxe și impozite aici, muncim aici, suntem români. Acum v-am promis, după această scurtă, lungă introducere, v-am promis că vom trece la etapa următoare, după etnogeneză, la formarea statelor medievale românești.
Emisiunea de astăzi o voi consacra Transilvaniei. Așa cum acum 100 de ani împlinirea unității de veacuri a românilor a fost alipirea tuturor teritoriilor locuite de români și primul teritoriu locuit de români care s-a lipit la România, s-a unit cu România, a fost Basarabia. V-am lăsat să vă gândiți dumneavoastră, de-aia a făcut o mică pauză și să răspundeți. Pe 1 decembrie 1918 a fost Transilvania. De aceea, Transilvania o vom alege astăzi să vorbim despre ea ca formare a unui stat medieval românesc. Prin începând cu secolul IX și continuând cu secolul X, XI, XII, un regat important, o putere regională importantă, o mare putere, dar nu foarte mare putere, nu era vorba de un imperiu, ci de o putere regională importantă, își făcea apariția aici, în zona asta a Europei, era vorba de regatul maghiar și nu numai, regatul maghiar încercând să intre într-o expansiune. Așa cum era scris în Faptele Ungurilor din secolul XI-XII, se povestește în Faptele Ungurilor despre cum povestesc chiar de ei, deci de la Budapesta. De la Buda, că nu era Budapesta pe atunci. Erau două orașe separate, Buda și Pesta. De la Buda, capitala Ungariei. Povestesc chiar ei cum, atunci când s-au așezat ei în câmpia panonică, au decapitat 10 regi și au supus 10 regi vlahi. Deci ungurii când s-au așezat în câmpia panonică au supus și au cucerit 10 duci, voievozi, cum știm că am vorbit emisiunile trecute, noi aveam o formă de organizare, obștea sătească, iar deasupra obștii sătești erau țărișoarele, voievodatele, cnezatele, formă de conducere și de organizare statală împrumutată de la slavi. Slavii trecând în zona asta, forma asta de organizare era împrumutată de la ei, cu cnezi, cu voievozi. Amintim că în singura diferență era, adică nu numai singura diferență, dar cea mai mare diferență era că la slavi, cneazul era conducătorul și voievozii erau conducători de oști, la noi cnezii erau mai micuți, țineau zone mai mici sub stăpânire, iar voievodul era deasupra lor, coordonându-i pe ceilalți, având sub stăpânire un teritoriu mai larg. În Faptele Ungurilor, ei povestesc și se laudă cu această faptă de arme că atunci când s-au stabilit în Panonia, au cucerit și au ucis 10 regi vlahi. Deci vă dați seama, vlahi, cum am vorbit și în emisiunea trecută, adică populație care vorbea latină, vorbea română în zona asta a noastră, sau o română incipientă, vorbea latina. Erau strămoși ai noștri. Deci chiar ungurii astăzi se află pe un teritoriu pe care trăiau înainte, prin deducere, trăiau înainte vlahi acolo. Nouă ni se spune, vlahi era termenul folosit de germani pentru a denumi pe cei vorbitori de latină. Germanii foloseau acest cuvânt când vorbeau de noi, de români sau de italieni. Bun. După aceea au început să se extindă. Au început de la începutul secolului
sau sfârșitul secolului IX spre secolul X, au început să se extindă și spre spațiul carpatic. Tot ei se laudă că aici au găsit pe trei duci, voievozi, Glad, Menumărut și Gelu. Glad stăpânea în Banat, Menumărut stăpânea pe Valea Crișurilor și Gelu stăpânea undeva pe Valea Someșului, mai în interiorul arcului carpatic. Glad avea capitala la Cuvin, Menumărut la Biharea și Gelu la Dăbca. În momentul în care au venit, au încercat tratative de supunere, ducii noștri nu au dorit să se supună de bunăvoie și au fost nevoiți să se lupte cu ungurii. Legenda pe care o cunoaștem noi, cea mai sângeroasă, ar fi cu uciderea lui Gelu, cu săgeata aceea otrăvită, care a intrat în coapsă și el a murit jerfindu-se. La 100 de ani, în secolul 11-12, deja regatul Ungariei se extinsese așa stăpânirea asupra Transilvaniei, dar nu în sensul cuceririi efective, ci a supunerii într-o formă, cum v-am vorbit și alte dăți, de suzeran și vasal. Suzeranul era regele maghiar, iar principii Transilvani, așa cum doreau ei să impună această formă de caracteristică a Occidentului, de principe, nu au reușit să o facă așa, ci au rămas până la urmă voievodatul, voievodul Transilvaniei fiindu-i vasal. Dar să știți că vasali o perioadă au fost mai târziu și voievozii Moldovei sau ai țării românești. Vasalitatea asta și suzeranitatea era caracteristică epocii. În epocă nu erau tratate bilaterale stabilite între state. Bilaterale de pe egalitate. Noi suntem egali și discutăm egal și facem un tratat egal. Nu exista așa ceva. Unul trebuia să fie suzeranul și unul trebuia să fie vasalul. Această formă s-a făcut și pe baze religioase și v-am povestit că în antichitate și Evul Mediu omul era religios, cum mai puțin este astăzi. Totul se privea sub gândul, sub memoria timpului dumnezeiesc. Monarhii, împărații erau locțiitori ai lui Dumnezeu pe pământ, judecata era făcută, judecata aceea o lumească, când regele stătea sau boierul sau domnul sau împăratul stătea și judeca pricinile oamenilor, el judeca cu gândul că Dumnezeu îl iluminează, îl luminează cu gândirea sa să facă dreptatea corect. În momentul în care era părtinitor și nu făcea judecata corect, el era tras la răspundere pe lumea cealaltă. Deci era o altă mentalitate. Un secol mai târziu, de la Gelu, Glad și Menumărut, întâlnim pe teritoriul lui Gelu pe un Ghiula. Deci, cumva, Gelu, chiar dacă a murit în luptă cu ungurii, nu a fost cucerită și supusă cetatea în mod hotărât și a devenit teritoriu unguresc. Nu.
vedem în documente, la 100 de ani mai târziu, pe un anume Ghiula, urmaș al lui Gelu. La fel și urmașul lui Glad este Ahtum. Nu sunt rase. Populațiile românești de acolo, poporul român nu este șters, sunt continuatori ai acelor duci care s-au luptat cu armatele maghiare și cu regii ungari. Regatul Ungariei, totuși având influență în zona Transilvaniei, a încercat să impună, cum vorbeam mai de adineauri, forma de principat, principatul Transilvaniei. Și la 1111 consemnează acest lucru Princeps Ultransilvanus, un oarecare Mercurius. Numai că la 1176, deci vreo 60 de ani mai târziu, 65 de ani mai târziu, se consemnează primul voievod al Transilvaniei, Leustachius, și de atunci rămân voievozi. În documente, deci a rămas forma românească de autonomie, a rămas forma românească de conducere a Transilvaniei sub forma unui voievodat al Transilvaniei, cu influențe maghiare, bineînțeles. De-a lungul istoriei, influențele maghiare în Transilvania au fost. Dar este vorba despre voievodatul Transilvaniei și nu principatul Transilvaniei. Deci nu o formă catolică, nu o formă occidentală, nu o formă agreată de maghiari, ci o formă a stilului nostru bizantin, o formă a stilului nostru românesc de concepere a statului. Pe teritoriul Transilvaniei au fost colonizat și alte maghiari, bineînțeles, au adus pe ajutorul lor pentru a putea stăpâni acest teritoriu, au luptat sute de ani să-l poată stăpâni, au fost aduși și alte au fost aduse și alte populații de sași, de secui și, bineînțeles, românii de aici, care erau originari. Maghiarii se organizau în comitate. Sașii și secuii se organizau în scaune. Sașii chiar se organizau și în districte. Aceste scaune și districte germane, săsești, formau Universitas Saxonorum, deci Universitatea Saxonă, ca să o putem numi așa, ei își formau stilul lor de conducere german. Românii erau organizați în țări. Țara Făgărașului, Țara Maramureșului, Țara Hațegului, forme de conducere a fiecărei populației din zonă. La presiunile regatului Ungariei, nobilimea română s-a văzut nevoită cumva să coabiteze, să colaboreze cu regele Ungariei. În secolele 13-14, Ungaria a diminuat autoritatea românilor impunând religia catolică pentru păstrarea rangului de nobil, de boier, de om cu funcție într-un stat feudal. Astfel că nobilii români din Transilvania au avut trei modalități de alegere. Prima modalitate a fost acceptarea catolicismului
încet, încet, catolicismul fiind, de fapt, o pârghie prin care aceștia s-au maghiarizat. Este cazul familiei Corvineștilor, de exemplu. Iancu de Hunedoara, familie corvinească, adică a corbilor, familia românească, Corvin, fiind nobil, a acceptat religia catolică, a intrat pe ierarhia, în ierarhia unui stat feudal maghiar, a ajuns până și guvernator a Ungariei, iar fiul său, Matei Corvin, a ajuns regele Ungariei. Dar gata, n-a mai fost român. Încet, încet, s-au maghiarizat, s-au căsătorit cu femei maghiare, ungurești, au intrat în familie ungurești și s-au topit de-a lungul istoriei în maghiarime, în ungurime. De fapt, dacă o luăm așa, ungurii, de unde se trag ei din Asia Centrală, nici nu mai arată cu ungurii de astăzi, la fel ca formă sau ca ADN. Triburile hungrice din Asia Centrală arată mai mult a turco-tătari, bruneți cu ochii micuți, fața rotundă, zonă din Asia Centrală, tipul caracteristic turcmen de acolo, a turcic și tătar, combinații. Dacă ne uităm la ungurii de astăzi, roșcovani, altă tipologie. Mai mult, dacă își lasă bărbi, cred că mai mult seamănă daci. ADN-ul a rămas același. Limba este cea și credința este cea care s-a transformat. Genetic, poporul a rămas același. Cred că suntem mai mult frați cu ei, dacă ne luăm pe linie genetică, și nu cred că, pentru că studiile așa au arătat, noi românii, din punct de vedere a ADN-ului, suntem mai apropiați un 90%, un 95%, peste 80%, suntem apropiați cu ungurii, cu ucrainenii, cu bulgarii, cu sârbii, cu cei care sunt din jur împrejurul nostru. Și mult mai puțin, un 30%, cu italienii, ca ADN. Grupe asemănătoare cu. Bine, a doua formă, deci prima formă pe care au trebuit să o accepte nobilii români au fost să treacă la catolicism. A doua formă a fost să păstreze ortodox, a doua alegere a lor. Dar cei care și-au păstrat credința și au rămas ortodoxi și-au pierdut calitatea de nobil. Și atunci și-au pierdut și toate privilegiile și au rămas doar români. Alții n-au vrut să renunțe nici la credință și nici la statutul de nobil și pentru ca să-și le păstreze pe amândouă au fost nevoiți să treacă munții. Acele familii de ardeleni, nobili ardeleni, care au trecut munții, au participat la formarea statelor medievale, Țara Românească și Moldova. Vom vorbi despre ele în emisiunea viitoare. Acum hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom trage concluziile emisiunii de astăzi după pauză. Pauză, vă rog! PVC.
Tomplast. Ai trei motive să o alegi: termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Am vorbit despre formarea ca stat, ca sistem de organizare a statului Transilvania, statului medieval Transilvania, la începuturi. Am văzut lupta pe care a dus-o împotriva coroanei maghiare și a pretențiilor ei de suzeranitate. Românii din Transilvania au încercat să coabiteze cu maghiarii sau să lupte. Au ales forme diferite. Au căzut în luptă, s-au ridicat și au păstrat credința sau s-au dat la credință alta decât cea strămoșească pentru a-și păstra pământurile, pentru a-și păstra ideologia, identitatea, credința. Oamenii, de-a lungul istoriei, luptă sub o formă sau altă. Noi, astăzi, facem parte din istoria viitoare. Deci, nu putem judeca cu mentalitatea de astăzi ce a fost atunci, în trecut. Și să, cumva, să avem și principiile astea de a făcut bine, a făcut rău. Oamenii de atunci au căutat căile de supraviețuire de atunci. Bine este că și astăzi suntem români, suntem uniți într-un stat în care marea majoritate a românilor trăiește, avem valori comune și e bine să luptăm și pentru reîntregirea în continuare a României și cu celelalte teritorii locuite de români, care vremelnic sunt sub alte autorități statale, indiferent că este vorba de un stat, alt stat independent, România, românesc, Republica Moldova, sau fac parte din Ucraina sau alte zone. Dragii mei, istoria este vie.
Istoria o trăim noi, o formăm noi. Principalul este să ne păstrăm tradițiile noastre, să ne păstrăm valorile noastre culturale, valorile noastre de familie, valorile noastre naționale. Și să învățăm nou. Da, nu este rău să învățăm de la Uniunea Europeană. Nu este rău să învățăm de la japonezi, poftim. Modalitatea lor de a fi corecți, de a munci. Nu este rău să înveți de la nimeni. Principalul este să te păstrezi. Cum am auzit zilele trecute, la un post de televiziune, pe un român plecat de vreo 20 și ceva de ani în țară, muncește, numai peste hotare, a încercat să-și facă ceva aici, nu a reușit datorită corupției care există în România și s-a retras tot în zona engleză, vorbitoare de engleză. Și a spus, se întâlnește cu foarte mulți români, din Australia, din Canada, din Anglia, de peste tot. Unii încearcă să fie australieni, alții încearcă să fie canadieni. El a spus, român voi fi mereu, chiar dacă voi fi pe meleaguri străine. Sufletește, nu pot să nu fiu. Dimineața când mă duc la baie și mă bărbieresc, mă uit în oglindă, nu pot să fiu neamț, nu pot să fiu englez, nu pot să fiu, nici nu sunt. Am fost crescut român, muncesc pe alte meleaguri, încerc să-mi fac un echilibru familiar, dar eu tot român sunt. Nu mă pot păcăli pe mine să spun că sunt altceva. Mie mi-a plăcut. Acel discurs simplu, a unui om simplu. Nu cu facultăți, nu academician, nu nimic. Un om simplu care muncește. Care nu și-a găsit. Și uite, a căutat. A căutat să, pentru el și familia lui, un echilibru. Și a spus că mereu va vrea să se întoarcă. Mereu va voi să se întoarcă. Istoria o trăim astăzi, o formăm astăzi. Pe bază cum trăim noi astăzi și cum o formăm, generațiile viitoare vor avea o viață mai bună de trăit sau mai puțin bună. Depinde de alegerile noastre. De aceea să alegem cu înțelepciune, cu multă înțelepciune. Și dacă nu știm, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea această înțelepciune. Pentru în seara asta vă doresc, dragii mei, o seară liniștită, frumoasă și Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune. La revedere!